Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Iată un pasaj din cântarea preacinstită, adusă Fecioarei Maria în acest praznic luminos, cum se spune, sau praznic cu bune vestiri, sau începutul mântuirii noastre s-a făcut la toată lumea. Un lucru minunat care trebuie să ne rămână în atenție, să se știe că Evanghelistul Luca este singurul evanghelist în toată Evanghelia creștină, care a scris mai detailat sau a scris mai cu lux de amănunt legat de Fecioria Maicii Domnului și de puterea Fecioarei Maria, miracolul întrupării sau deșertarea lui Dumnezeu pe pământ. Eu am ales câteva pasaje și vom merge concomitent cu Evanghelia de astăzi, în care vom discuta pe detailat și pe înțeles despre Fecioara Maria tot ceea ce trebuie să se știe în viața noastră creștină și ceea ce este împotriva, deci ceea ce este împotriva gurilor rele ale sectarilor, care întotdeauna au văzut în Fecioara Maria doar acea simplă femeie care a născut și alți fii, sau acea simplă femeie prin care Hristos și-a ales venirea pe pământ. Întâi și întâi, cea mai frumoasă, despre, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul și Vasile cel Mare, cea mai frumoasă denumire dată Maicii Domnului este că ea este o cunună dogmatică. Deci ea este cununa dogmaticii, prin faptul că este mai înaltă decât cerurile, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci ea încununează treimea prin puterea prin care Dumnezeu se deșartă în pântecele cel fecioresc, dar prin cuvânt. Eva prin cuvânt oarecând a căzut, a Maria prin cuvânt oarecând s-a înălțat. Și spune iarăși mai departe Sfântul Maxim Mărturisitorul că fecioria Evei în rai a fost vremelnică, născând moarte prin neascultare, iar fecioria Maicii Domnului umple nesfârșitul pământ în peștera întunecoasă unde se naște, asemănând și închipuind iadul în care a intrat Dumnezeu ca lumină, și în același timp înalță fecioria la cer pentru a deveni și a păstra pe mai departe cuvântul dat de Dumnezeu prin numele Eva, adică viață, păstrându-i strămoașei sale virtutea vieții celei veșnice. Deci rămâne feminitatea la rang de dogmă atâta timp cât Dumnezeu alege prin cuvânt să restabilească, cum spune, și bărbătescul și femininul în speța haric, adică prin Iisus Hristos. Și o să vedem puțin din conținutul Evangheliei și ușor, ușor vom intra în alte amănunte. În a șasea lună a fost trimis Arhanghelul Gavril la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, a cărui nume era Nazaret. Nazaret se tălcuiește sfințenie, ca să știți. Iar a șasea lună, pentru că anul iudaic începea la 1 septembrie, dar în acea lună a șasea se mai întâmpla și marele miracol, că deja Elisabeta cea stearpă era și ea însărcinată cu Sfântul Proroc înainte mergător și botezătorul Ioan, cel mai mare înger născut din femeie, sau om născut din femeie și înger în trup, despre care însuși Arhanghelul binevoiește să-i spună Fecioarei în discursul și discuția pe care o au împreună, de ce te temi și te spăimântezi atât de tare când Ana cea stearpă a născut, când mama ta a născut, când Elisabeta, rudenia ta, este și ea însărcinată, bătrână fiind, și multe alte exemple prin care Fecioara Maria este convinsă că nu șarpele oarecând ce a amăgit pe Eva vine și pe ea să o amăgească. Și eu am ales câteva citate dogmatice cu mare atenție, am căutat să nu se repete între ele și să le tâlcuim spre înțelesul la toți, ca să vedeți cât de frumoasă este discuția dogmatică dintre înger și Maica Domnului, care s-a citit aseară la priveghere din rânduiala Sfinților Părinți a lui Andrei Ierusalimitean. El a făcut acest canon. Taina cea din veac lui Gavrilii se încredințează și strigă: pregătește-te prin cuvânt să primești în sânurile tale pe Dumnezeu cuvântul. De ce spun lucrul acesta? Ceea ce se petrece, de fapt, în taina întrupării, în speța neamului omenesc, deci Fecioara Maria este aleasă dintre neamuri nu numai ca un simplu element necesar în împlinirii neamului omenesc, ci ca o deosebită podoabă a virtuților femeiești, știind și vorbindu-se frumos încă din Evanghelia Evanghelistului Luca, care arată, iată roaba Domnului și a căutat spre smerenia roabei sale. Deci iată două elemente necesare în viața Fecioarei Maria, care anticipă venirea Mântuitorului Iisus Hristos,
dar care nu vin la întâmplare, ci spune mai departe că în momentul în care Fecioara rostește cuvântul, fie mie după cuvântul tău, restabilirea blestemului, redresarea lui și harul de binecuvântare pe care le-a neamul omenesc, este tocmai smerenia Maicii Domnului. Fie mie după cuvântul tău, prin acest cuvânt, fie mie, Mântuitorul Iisus Hristos, deci cuvântul întrupat sau îngerul de mare sfat, cum o să vedeți imediat, vine și se mulează în Fecioara Maria întreg. Deci Dumnezeu nu vine să se plăsmuiască cum se plăsmuiește copilul obișnuit pe lună ce trece embrionul să se desfășoare și să crească luând apoi membre, ochi, cap și toate celelalte. Ci Hristos vine întreg, exact cum îl vedem în iconografie, și de ce amintesc de iconografie, acolo unde cartea exprimă prin cuvânt frumusețea unui lucru și culoarea unei icoane exprimă prin frumusețea culorilor, puterea acelei taine sau puterea acelui transcendental dincolo de puterea mistică a icoanei, deci de ceea ce trece de ochiul omenesc și merge în supraimaginar. Deci, Fecioara Maria, prin cuvântul fie mie, primește nea întreaga dumnezeire. Cum îi se spune și mai departe, carte dumnezească, pregătește-te căci cu degetul Tatălui va scrie întru tine cuvântul lui Dumnezeu, întrupându-se pentru dezlegarea călcării de lege. Deci degetul Tatălui nu este altceva decât pronia lui Dumnezeu, care vine și ocrotește această fecioară, dar cum? Nu prin laude, nu prin cântări, nu prin înălțări, nu prin ranguri de mărire, ci tot într-o smerenie. Deci este adusă în templul lui Solomon, este trăită și hrănită în templul lui Solomon, este adăpată cu cuvântul vechilor scripturi, deci cu cuvântul Vechiului Testament, unde profetul Isaia mai departe arăta că Fecioara va lua în pântece și va naște prunc și va fi fiul celui preanalt. Deci ea înțelege aceste lucruri, dar le înțelege cu mintea omenească. În clipa când le înțelege cu mintea omenească, se trece la partea divină. Deci partea divină trebuia să urmeze acolo unde Dumnezeu biruiește rânduiala firii. Niciodată Fecioara Maria n-a știut și nici nu știa că ea va fi cea care trebuie să zămislească pe Iisus Hristos sau cea care trebuie să răscumpere păcatul Evei sau păcatul Adamic prin cădere de neascultare. De aceea și îngerul, deci și evanghelistul Luca întâi, ca să vorbim și după aceea trecem, specifică că o fecioară logodită cu un bărbat ce se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria, iată unde vine Arhanghelul Gavril. De ce este nevoie de prezența mutuală a lui Iosif în această evanghelie? Pentru a arăta că bărbătescul, deci pentru a arăta că partea bărbătească, care înseamnă și virtute, care înseamnă și putere, este învinsă de puterea femeiască, așa cum toate războaiele Vechiului Testament arătau că bărbații luptau cu suliță sau cu paloș sau cu sabie, iar femeia, printr-un singur cuvânt, fie mie după cuvântul tău, devine arhistratega oștilor cerești și conduce întreg cerul. De aceea îi se mai spune într-un cuvânt frumos, fecioară mai înaltă decât cerurile. Deci este mai înaltă decât cerurile, fiindcă depășește în puterea ei mistică, deci în puterea ei de curățenie, feciorie, post, asta, feciorie, rugăciune și smerenie, depășește pe cine? Depășește pe Lucifer. Lucifer, sau steaua cea de dimineață, care a fost stăpânul heruvimilor și serafimilor, se înalță deasupra lui Dumnezeu prin puterea proprie, spunând, voi fi asemenea celui preanalt. Dar ea spune, fie mie după cuvântul tău. Ei, incluzând cuvântul după cuvântul tău, deci ea nu știe măsura harurilor la care îngerul îi spune, bucură-te cea plină de dar. Deci în momentul când darul lui Dumnezeu se revarsă peste Fecioara Maria, ea devine imnele poetice ale Scripturii, steaua dimineții, cum este arătată de marii părinți trăitori bisericești. Deci ea ia locul lui Lucifer ce cade în infernul iadului și
și vine deasupra stelelor și luminează mai presus decât luna și soarele pământesc, devenind Maica Luminii, cum auzim și la cântarea de la miezul nopții sau când se cântă imnul Fecioarei Maria, pe născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstind-o s-o mărim. Deci prin puterea de stea devine Maica Luminii celei necreate, mai presus de izvorul gânditor al Luminii. Deci deșertarea lui Dumnezeu o face pe dânsa vas întreg al Luminii. Deci pântecele ei depășește de data aceasta înțelepciunea. Deci înțelepciunea minții omenești de a înțelege cum se face această pogorâre. Deci îngerul mai departe îi spune: îngerul, ca un trandafir din văi, ca un crin cu bun miros, cunoscându-te pe tine făcătorul tuturor, a iubit frumusețea ta și vrea să se întrupeze din sângele tău. La care Fecioara îi spune: oare nu-mi vestești mie zămislire când eu nu știu de nuntă? Oare nu este stranie această întâmplare? Iar în momentul respectiv, deci în momentul respectiv, îngerul se vede apăsat de puterea tainei și la un moment dat din nou pronunță un cuvânt frumos, zice: cauți să știi de la mine, Fecioară, chipul zămislirii tale, dar aceasta este de netâlcuit, ci Duhul cu puterea ziditoare va săvârși în tine acestea. Deci taina se descoperă nu integral, ci parțial, pentru că integritatea tainei se descoperă abia prin înviere. Deci când Mântuitorul Hristos întinde momeala satanei și uită iadul deschis în nădejdea cufundării întregului neam omenesc, la înviere din străfundurile pământului, sufletul dumnezeesc, nu după firea veșnică din Tatăl, ci după firea din sângele Fecioarei, adică Fiul omului, se pogoară în iad și umple abisul necuprins al iadului de lumină, în care satana se cutremură și se spăimântă, iar noi cântăm la înviere să se risipească vrăjmașii lui, precum se topește ceara, cum se topește fumul de la ceara de la fața focului și fumul se topească cei răi de la fața lui Dumnezeu. Deci iadul se împrăștie, se dispersează, iar în locul iadului rămâne lumină mare, după cum spune și la înviere: celor din întuneric le-a strălucit lumină mare. Prorocii s-au veselit și s-au bucurat că iată a venit mântuirea lumii din Fecioara Maria. Deci Isaia se veselește între ceilalți proroci și după cum îngerul însuși îi vestește Fecioarei, îi spune, eu le-am notat fiindcă n-am vrut să le pierd la întâmplare: prea mare între profeții Isaia, veselește-te, căci Fecioara despre care ai grăit înainte astăzi zămislește în pântece pe îngerul de mare sfat. Deci iată, se vede că nu Dumnezeu Savaot, deci se vede că nu Dumnezeu cerului și al pământului, cel care le-a creat toate prin sfatul cuvântului, se deșartă în Fecioara Maria, ci dumnezeirea cuvântului în sine. Deci dispare monoteismul din treime, ci apare puterea trinitară. Cuvântul s-a deșertat, căci prin cuvânt cu degetul Tatălui s-a zămislit în pântele Fecioarei, cel zămislit prin puterea de la Duhul Sfânt. Și mai departe, spune îngerul: împăratul păcii va veni întru tine, ca prin tine să împace pe cei loviți în luptă cu satana, prin sfatul pe care șarpele a doborât pe Adam de la fața lui Dumnezeu. Deci Adam, cel căzut din neascultare, vine să se întâlnească cu ascultarea femeii sale pe care o condamnă în fața lui Dumnezeu, și timp de 5.000 de ani, deci Dumnezeu poartă, ca să spunem într-un cuvânt pământesc, chipul acelei rușini neîmplinite prin faptul că Adam îi reproșează: femeia pe care mi-ai dat-o. Dumnezeu se străduiește, plăsmuiește, repară, cârpește, adaugă, unește, leagă și dezleagă în tainele sale, prin puteri îngerești sau trupești sau omenești, până aduce rodul sau fructul așteptării pe lumina, ca să spunem așa mai departe, cea de dimineață sau zorile zilei mântuirii pe Fecioara Maria din speța lui Iesei, din neamul lui David, și
și pune pe scaun, deci pune pe scaun de heruvim Fecioara. Deci în momentul când heruvimii sclipesc de înțelepciune, Fecioara este arhistratega puterilor și a oștilor cerești, prin faptul că este mai presus de heruvim și de serafim. Îngerii ajută pe oameni să se mântuiască, dar Fecioara Maria îi mântuiește pe toți cu rugăciunile ei. Puterile ajută asupra popoarelor să nu se amestece între ele în tainele credinței, în tainele legilor lor pământești. Fecioara cârmuiește cu puterea ei cea mare toate puterile pământești. Arhanghelii vestesc, Fecioara bine glăsuiește, glas prorocesc, de acum mă vor ferici toate neamurile. Heruvimii cei cu ochi mulți se sfiesc de puterea Sfintei Triimi și de înțelepciunile pe care le descoperă celor ce prorocesc, iar ea rămâne prorociță în veac. Mai departe, serafimii cei învăpăiați de puterea rugăciunii la un moment dat, rămân mirați că pântecele Fecioarei nu se topește de focul cel dumnezeesc, care se ocrotește ca pe un tron, ceea ce puterile tronurilor de-abia odihnesc pe Dumnezeu cel gânditor. Deci pântecele ei se face tron al dumnezeirii, după cum și inima noastră, prin putere sufletească, este tronul Sfintei Treimi. Domniile și stăpâniile, cele care au putere peste lucrurile și puterile nevăzute asupra neamului omenesc, sunt întruchipate în puterea Fecioarei Maria, care stăpânește peste demoni și peste cei răi, celor ce se roagă cu credință. De aceea noi spunem în rugăciune: Stăpână, Stăpână, primește rugăciunea nevrednicilor robilor tăi și nu ne trece pe noi și izbăvește-ne pe noi de toată nevoia și necazul. Mai departe, de ce îi spune Fecioarei Maria începerea mântuirii sau începutul mântuirii? Din nou, Dumnezeu vrea să demonstreze lui Adam cel vechi, care deși nu gustă munca iadului, dar vede veșnicia morții și întunericul de necuprins al împărăției întunericului, și arată din nou dogmatic două lucruri. Eva, cea veche, care înseamnă naștere de moarte prin neascultare. Fecioara Maria, care spală păcatul, care vine și aduce Evei viața cea nouă în lumină. Și femeia din Apocalipsă, care întâmpină pe balaur, Eva se luptă cu șarpele. Eva se luptă cu șarpele, pentru că Dumnezeu îi spune: și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Femeia înveșmântată în haină de soare, care strivește balaurul, vine să arate că întotdeauna este mai grabnică a împlini rânduiala lui Dumnezeu, după cum și Luca arată în Evangheliile de la Înviere. Bărbații sunt zăbavnici și mai îndoielnici a crede atâta timp cât mironosițele, venind la mormânt, au binevestit și au spus: minune de înger s-a arătat nouă, și lor li s-a părut a fi o aiureală. Cei doi ardea inima în drumul Emausului și nu l-au cunoscut decât la frângerea pâinii, iar Maria Magdalena se repede în grădină ca să-i cuprindă picioarele, și Mântuitorul îi spune: nu mă atinge. Deci iată până unde duce puterea minții și sensibilitatea maternă a puterii sufletești din femeie. Deci femeia se ridică în rangul întâi, dar cum? Echilibrând deocamdată puterea bărbătescului din treime. Tatăl naște pe fiu, Fecioara naște pe fiu. Tatăl naște fără de sămânță femeiască, Fecioara naște fără de sămânță bărbătească. Și se pune egalitatea în balanță, după cum spune și la Apocalipsă, că toată judecata a dat-o Tatăl fiului, adică fiul să judece, dar după ce puteri? După puterile sale suprafirești, ca Dumnezeu, dar și după puterile sale omenești, ca om care a suferit cele pământești ale noastre, și în același timp ne judecă după cum? După trăirea prin care El s-a implicat în viața noastră. Deci El a știut ce este foame și sete, a știut ce este gol și ce este supărare și ce este flămânzire și ce este însetare și batjocură și ocară și durere și suferință și toate celelalte. Eva a cules moartea, iar Maica Domnului Rad naște și câștigă pe rodul cel veșnic, adică pe Hristos. Eva culege fructul neascultării, iar Fecioara Maria culege fructul smereniei. Și de aceea, mesajul de la Înviere corespunde cu mesajul de la Buna Vestire. Spune la Buna Vestire să se veselească cerurile și să bucure pământul.
că cel împreună veșnic cu Tatăl după bunăvoință și sfatul părintesc s-a coborât spre deșertare, s-a sălășluit în pântecele Fecioarei, mai înainte curățit prin Duh. Chipul deșertării este neștiut și chipul zămislirii este negrăit, spune Arhanghelul Gavril către Fecioara. Din ce motiv? La înviere spune din nou: cerurile să veselească și pământul să se bucure, că acum toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul și cele de desubt. Deci acum vine începutul luminii sau Maica Luminii, care marchează intrarea lui Hristos în istoria omenirii și de fapt și sfârșitul istoriei morții, și în același timp deci marchează venirea învierii sau mesajul veșnic de bucurie despre care Mântuitorul vorbea de fiecare dată la înviere: bucurați-vă, pace vouă. Un alt lucru care trebuie să vă rămână în minte este și cântarea frumoasă despre care se vorbește la Sfântul Ioan Damaschin. Asta împotriva sectarilor care cred sau concep că în Fecioria Maicii Domnului ar mai fi existat și pofta bărbătească. Străin lucru este Maicelor Fecioria, iar Fecioarelor nașterea de fii, iar tu, Fecioară nemântită, pe amândouă le-ai arătat de săvârșit. Deci iată, nimic nu este nou sub soare, spune Eclesiastul, dar în același timp lucru nou sub soare, că o Fecioară devine și Maică. Deci ea devine întâi mamă a omenirii, devine întâi biserică, pentru că Iisus Hristos alege să lase cerul plin de stele și de ierarhii cerești și vine să se smerească prin deșertare, cum spune Atanase cel Mare, cu chip de rob, în pântecele Fecioarei, ca pe om să-l îndumnezească și să mute cerul pe pământ și stelele. Și care sunt stelele care domnesc astăzi pe pământ? Sunt cele trei virtuți: fecioria, smerenia și rugăciunea. Din rugăciune se nasc celelalte două. De aceea și pe umerii și pe fruntea Fecioarei Maria domnesc cele trei stele universale ale puterii dumnezești, care spune: Fecioară înainte de naștere, naștere și după naștere. Cheia înțelesului veșnic vine din această deșertare a lui Dumnezeu, care se face prin cuvântul Fecioarei. Nimeni nu va putea să explice vreodată adâncul cuvântului: fie mie după cuvântul tău. Ar fi fost nevoie de un singur imbold sau o singură împotrivire și neamul omenesc ar fi terminat actul mântuirii și ar fi fost nevoie de o altă muncă de mii de ani, dar Fecioara, după explicațiile pe care le dă Îngerul, și aici trecem în Evanghelie de acum la cea de zi, spune: și intrând, Îngerul i-a zis: bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. Deci îi arată întâi puterea de binecuvântare. Binecuvântarea este o harismă pe care o dă astăzi preotul sau arhiereul prin puterea Duhului Sfânt, prin darul hirotoniei celor care o cer. Binecuvintează părinte. Ei, această binecuvântare adusă Maicii Domnului a venit prin putere de sus, dar nu adusă de un om, ci adusă de un înger. Și spune Îngerul la un moment dat frumos: ca o slugă stau cu teamă înaintea ta, Doamne, și cu frică Fecioară mă străduiesc să te fac să înțelegi. Deci iată de unde reiese că bărbatul cu sulița sau cu arma războinic și plin de puterea castă și de stăpânire cade în fața invincibilei feciorii, a stării materne și feminine, care devine doar prin curățenia trupului ei și prin smerenia ei arhistratega oștilor cerești. Dar aceste prototipuri se repetă la minus infinit. Dacă te uiți numai în Patericul Egiptean sau în alte cărți de învățătură, vei vedea că la un moment dat, într-un pateric mai vechi, spunea că Sfântul Antonie, când a ajuns la o stare înaltă de rugăciune, atât de tare se ruga încât dracii au alergat la tronul lui Dumnezeu și au spus: ia-i darul rugăciunii că topește toate temeliile drăcești de pe fața pământului. Iar o altă incursiune a patericului egiptean arată că atât de mult a sporit omul în puterea harică, adică Dumnezeu după rugăciune, nu după ființă, încât veneau dracii și se tânguiau ca și copiii de puterea rugăciunii lui, că nu puteau să-l atingă cu patimile cele nematerialnice. De aia spune: cine se luptă împotriva lui, se luptă împotriva firii, și cine s-a biruit pe sine, e mai presus de fire.
Și intrând îngerul i-a zis, iar ea văzând s-a tulburat. N-a fost o tulburare despre care vorbim noi la spovedanie, mi-a zis cineva un cuvânt și mi-a sărit muștarul. Nu, nici de cum. A fost vorba de o tulburare care se naște în minte atunci când știi că legile sunt urmate și respectate și păzite și apare elementul nou de care nu-ți dai seama. Pentru Fecioara Maria era cu neputință în acea clipă în care încă Duhul Celui Preanalt nu venise doar binecuvântarea. Adusese îngerul doar binecuvântarea. Și ca să vină binecuvântarea, era nevoie acum de smerenia Fecioarei în care se discuta. Și ea îi spune, ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Ce vrei să faci? Ce vrei să spui? Ce vrei să înțeleg? Iar îngerul îi spune, ai aflat har de la Dumnezeu, nu te teme. Deci o pregătește, ai aflat har de la Dumnezeu. Deci ceea ce îi dă Fecioarei Maria, putere de rugăciune. Deci când tu spui că mi-a venit să mă rog, începi să te rogi. Ei, acel har când a venit Fecioarei Maria, desigur că ea a început să se implice în starea ei internă de unde venea acea tulburare. Tulburarea sigur că venea absolut de la inimă care se știa curată și ascultătoare față de poruncile vechiului templu sau vechiului decalog sau de porunca arhiereului Zaharia sub a cărei comandă era. Și îi spune, vei lua în pântece și vei naște fiul și se va chema Iisus. Și acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da tronul părintelui său David. Și va împărăți peste casa lui Israel în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Ei, gândiți-vă și oricare s-ar pune în această postură la un asemenea mesaj, la un asemenea mesaj să nu rămâi înmărmurit, să nu rămâi mișcat de ceea ce depășește firea. De fapt, aici este lupta între cer și pământ, aici este discuția între Adam și Eva, aici este discuția între Dumnezeu și Adam, aici este discuția între Dumnezeu și șarpe, aici este discuția între Dumnezeu și Eva. De ce? Toate acestea corespund unui lucru, dacă vă uitați. Și iată, vei lua în pântece. Nu i s-a spus Evei și vei naște fii, creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți, înainte de cădere. Și acesta va fi mare, se vorbește despre Iisus Hristos, deci despre îngerul de mare sfat care avea să se pogoare în pântecele Fecioarei, și va lua tronul tatălui său David. Deci în momentul căderii, Dumnezeu duce din nou un dialog cu Eva și îi spune, pentru că n-ai ascultat și ai călcat porunca, înmulțind voi înmulți durerile tale și într-o naștere de fii și într-o durere te vei mântui. Dar vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța șarpelui și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Deci iată discuția pe care o transmitea de acum în sens invers căderii, dar cu binecuvântare. Deci până acum femeile Vechiului Testament nici nu aveau valoare genealogică, nu aveau valoare spirituală, fiindcă nici nu se ținea cont de rangul femeiesc, ci speța bărbătească în sine era păstrată. Deodată Fecioarei Maria, prin binecuvântare, îi se arată că va naște prunc ce va lua scaunului tatălui David. Și a zis Maria către înger, cum îmi spui acestea când nu știu de bărbat? Este exact dialogul dintre Adam și Eva. Ce îi spune Adam? Zice, dar a zis Dumnezeu că dacă vom mânca, vom muri. Se încheie procesul verbal de conștiință și urmează căderea în păcat, gustarea din pom și cearta cu Dumnezeu. Doamne, femeia ce mi-ai dat-o, șarpele m-a învățat. Deci n-a zis niciunul din ei, iartă-mă, n-a zis niciunul din ei, am greșit, n-a zis niciunul din ei, așa a fost să fie, ne pare rău. Și singura Fecioara Maria vine prin cuvântul fie mie și se smerește unde? Nu știa ce să zică, să primească, să nu primească, să ia în seamă, să nu ia în seamă, să se înalțe, să se scadă, să sporească, să crească, nu. Iată roaba Domnului. Deci se pune în balanța lui Dumnezeu. Nu se pune pe egalitate cu Dumnezeu să spună, da, Doamne, sunt în rând cu Tine. Sau, da, Doamne, fă-mă mai mare decât toți, că eu vreau să împlinesc porunca Ta. Nu.
Iată roaba Domnului. Și nu întâmplător spune acest cuvânt. Prin cuvântul rob se smerește Fecioara Maria în darul ei prorocesc și în înțelepciunea minții și arată întotdeauna că însuși Dumnezeu a spus, robul nu știe ce face stăpânul. Deci ea a dat de înțeles că nu știe ce se întâmplă cu ea. Dar să-mi fie mie după cuvântul tău. Deci fie mie după cuvântul tău. Și în clipa aceea marea harismă are loc. Și răspunzând i-a zis, de aici începe întruparea, de aici începe zămislirea. Duhul Sfânt se va pogori peste tine, puterea celui înalt te va umbri, pentru aceasta și Sfântul, direct i-a zis, ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci iată răspunsul final prin care Dumnezeu a conlucrat cu Eva, terminând procesul de ceartă din rai, când i-a spus afară din rai, Heruvimul să păzească locul, iar voi mergeți și înmulțiți pământul, creșteți și îl stăpâniți, dar treceți la zdrobirea capului șarpelui, deci prin sămânța femeii. Deci iată câtă discuție, iată câtă generație, iată câte neamuri de oameni, trecere prin pustie, prin Marea Roșie, iată câte simboluri ale Vechiului Testament, fiindcă nu s-a sfârșit totul într-o clipă. Gândiți-vă la rugul din Sinai ce nu se mistuia, gândiți-vă la porumbița din corabia lui Noe, la toiagul lui Aron, gândiți-vă la scara lui Iacov, la muntele Cumbra de Asa lui Avacum, la piatra netăiată de mână. Gândiți-vă numai departe la lâna lui Gedeon. Deci iată, poarta despre care s-a vorbit că va intra și va ieși și zice, locul va fi încuiat și nu va mai intra nimeni altul decât Dumnezeu prin ea. Deci iată închipuirile Vechiului Testament, năstrapă, cadelniță, candelă, cupă de aur și așa mai departe. Deci este tabla legii întrupate nu din piatră, ci din carne și materie omenească. Și a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, și a plecat îngerul de la ea. Deci în clipa primirii mesajului nu mai avea ce căuta îngerul pe pământ, fiindcă Fecioara Maria era, după cum spune în cântări, Fecioară mai înaltă decât cerurile. Deci pe cea mai înaltă decât cerurile, îngerul o, de acum înainte, nu o mai depășise, ci rămăsese inferior puterii acestei Fecioare, fiindcă ea stătea între rândul heruvimilor și a serafimilor, iar el stătea de-abia în triada a treia, în rândul arhanghelilor. Deci iată de ce a plecat îngerul de la ea. Și a cunoscut superioritatea Fecioara Maria prin misiunea îndeplinită, prin smerenie, iar îngerul și-a văzut inferioritatea prin îndeplinirea mesajului, când îi spune ca o slugă stau cu teamă înaintea ta, Doamnă. Deci de ce i-a spus Doamnă și nu i-a spus Fecioară? I-a spus Doamnă că deja vedea prin trân sau oglindindu-se ca înger fiind că ea va fi stăpâna heruvimilor și a serafimilor. Mergem mai departe la alte lucruri mărunte. Luna martie. De ce corespunde întotdeauna buna vestire sau a corespuns buna vestire cu luna martie? Luna martie a fost și luna creației celei vechi universale, deci pământul cel netocmit și gol, în care Duhul Sfânt a lucrat ca mijlocitor, a fost săvârșită tot în luna martie, iar zămislirea de iarnă sau de toamnă, cum se spune a Sfântului proroc botezătorul Ioan, și zămislirea de primăvară prin buna vestire a Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria arată împlinirea cuvântului despre care se spune el să crească ca eu să scad și să mă micșorez. Deci, cu cât Ioan Botezătorul se micșora, își începea activitatea mesianică Mântuitorul Hristos, cel care venea cu natura odată la viață ca toate să înflorească, ca toate să fie în rând cu Dumnezeu, cel ce le-a creat și este stăpân peste toate. Un alt lucru care trebuie să vă rămână în minte, universul uman, deci puterea prin care Dumnezeu și-a demonstrat, deci puterea prin care Dumnezeu și-a demonstrat dragostea față de neamul omenesc, a fost tocmai acest pogorământ făcut prin Duhul Sfânt de întrupare în pântecele Fecioarei Maria. Dumnezeu putea găsi și alt miracol, dar fiindcă omul căzuse, omul trebuia ridicat.
Omul greșise, omul trebuia restaurat. Și aici Mântuitorul Hristos, deci prin nașterea din Fecioara Maria, cum v-am mai spus încă o dată, dezleagă taina cerului, deci taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Gavril dezleagă o parte din taină, deci dezleagă miracolul bunei vestiri, iar Mihail dezleagă miracolul universal al puterii dumnezeiești unită cu legătura regnului uman, deci cu umanitatea, deci cu omenirea. Mihail stă cu balanța dreptății și cu sabia în mână la Apocalipsă, în timp ce Fiul omului judecă neamurile și popoarele, iar Gavril stă cu stâlparea de crin, care înseamnă feciorie și strălucire în virtute, sau cum se spune, o formulă a lui Dumnezeu, foc ce arde necurăția, și crinul este simbolul curăției, cum spune Solomon, cel plin de înțelepciune. Deci Solomon spune, nimeni nu s-a îmbrăcat în înțelepciunea sa mai frumos decât crinii țarinii. Deci la fel, stâlparea adusă Fecioarei Maria este asemănarea dumnezeescului din femeia mântuirii, deci din femeia care vine să ridice neamul omenesc, iar strălucirea și lumina degajată sau parfumurile, cum se spune, cea plină de daruri, care se revarsă din acest parfum al florii de crin, vine să arate mulțimea virtuților cu care se încununează Fecioara Maria. De aceea îi se și spune, bucură-te, început al minunilor. Deci nu Fecioara Maria face minunile, ci le declanșează, le ajută. Gândiți-vă la buna vestire, că venind Arhanghelul i-a spus, fie mie după cuvântul tău, și începe marea minune a întrupării. Vine la nunta din Cana Galilei și cei care sunt de față spune, zice, nu mai au vin. Și atunci Fecioara Maria vine și spune, zice, ascultați de el ce vă va spune. Deci ea declanșează minunea când Iisus Hristos îi spune, ce am eu femeie cu dânsii? N-a venit ceasul meu încă. Dar Fecioara Maria insistă și spune, n-are nimic, ascultați ce spune el, să faceți ce vă va spune. Și în acea clipă, cum arată Sfântul Maxim Mărturisitorul, fiindcă nunta din Cana Galilei este tot simbolul învierii, deci este un simbol prin care mirele stă în mijlocul fecioriei, despre care evanghelistul spune din nou, 5 nebune, 5 înțelepte, cele nebune nu zămislesc înțelepciune dumnezească, ci sunt prin voință liberă, iar cele cu înțelepciune sunt cele cu voință dumnezească, adică care zămislesc nemurire, adică faptele cele bune. Și în clipa când Fecioara Maria declanșează minunea din Cana Galilei, arată prin această simplă minune 6 vase de vin care au fost acolo, deci cele 6 timpuri ale creației și cele 6 vreme ale Vechiului Testament până la venirea lui Hristos, care de fapt nu fac altceva decât să transforme apa patimilor și a căderilor de la nunta pământească în vinul nobil al sublimei Euharistii, în care Mântuitorul vine și sfințește prin vinul de la Cana Galilei și prin pâinea de la nunta din Cana Galilei și arată trupul și sângele său. De ce? La iudei nunta se făcea cu vin și pâine, care însemna simbol de bun venit. Iată că de data aceasta Mântuitorul, simbolului de bun venit, vine în joi mari și sfințește pâinea și vinul, făcând-o direct trupul său și sângele său. Deci iată cum declanșează Fecioara Maria minunile, de aceea este și începătoare a minunilor. Spune un iarăși mai departe frumos Sfântul Vasile cel Mare și Grigorie de Nisa, Maica Domnului este cea mai expresă neprihănire a iubirii lui Dumnezeu față de om. Deci, Fecioara Maria face legătura, indiferent pe ce meridian ar fi, indiferent pe ce cale, face legătura între om și Dumnezeu. Fie păcătos, fie vrednic, fie sfânt sau mai puțin sfânt, prin Fecioara Maria vine împăcarea cu Dumnezeu pentru toate neamurile. Deci de ce nu spune că m-or ferici toți creștinii? Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Deci toți cei care înțeleg rostul Fecioarei Maria, nu numai în chip de femeie, nu numai în chip de mamă, ci și de mireasă a Duhului Sfânt, pot veni în biserica creștină prin nașterea din botez,
care este tot o înviere și tot o naștere în biserică. Deci, iată, biserica își păstrează rolul matern și feminin prin faptul că își naște pe fiii săi din apă, dar de unde? Din Duh. Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor și întunericul era nepătruns și necuprins și materia stătea gata să zămislească. Capitolul facerii. Deci, iată, și deasupra clistelniții invocarea Duhului Sfânt de preot înainte de botez și sfințirea apei, de cum spunea iarăși o cântare frumoasă a Maicii Domnului, un imn de la Sfinții Părinți, la Simeon Nou Teolog, zice: bucură-te pământ umed! Deci Maica Domnului este vrednică în orice moment să rodească. Este vrednică de rodire nu pentru timpul de atunci și pentru timpul de acum. De aceea cinstirea sau supravenerarea Maicii Domnului, cum se spune, nu este altceva decât legarea în taină între om și Dumnezeu prin puterea maternă a bisericii. Pe Maica Domnului nu o putem găsi în alt loc decât în biserică. De la 3 ani în biserică până la 14 ani în templu, după aceea din nou biserică. I se spune lui Ioan: iată mama ta, iar mamei se spune: iată fiul tău. Deci lumea încredințată Fecioarei Maria sau bisericii, fiindcă de aceea îi se spune și Biserica Duhului Sfânt, Sfântul Ioan Damaschin, pentru că ea naște pe toți fiii săi prin puterea Harului. Un alt lucru care a rămas și cred că cu asta se termină. Se spune că mireasa Duhului Sfânt, deci Fecioara Maria, își are două rădăcini. Adevărul. Și de ce spun adevărul? Pentru sectarii care astăzi o hulesc sau vorbesc urât la adresa ei, noi nu avem cuvinte de reproș. Dar venim să spunem că adevărul, calea și viața vor judeca în clipa judecății celei mari, iar Fiul omului va da cinste Fecioarei Maria până unde? Deci Fecioara Maria va sta, în fața tronului de judecat al lui Dumnezeu și va mijloci pentru popoarele lumii. Deci iată unde este locul Fecioarei Maria. Deci însuși faptul că fecioria rămâne nestricată, trece la viață veșnică și arată veșnicia pe care trebuia să o aibă Adam și Eva prin necăderea în rai, când se mulțeau prin cuvânt ca îngerii, se răpeau la cer ca Enoch și trăiau în slavă ca Ilie, dar în același timp, Fecioara Maria își păstrează puterea vieții veșnice prin adormire și nu prin moarte. Într-o feciorie lumea ai părăsit, mutată-te la viață, fiind Maica Vieții. Deci Fecioara Maria nu putrezește, ci se răpește la cer cu tot cu trup, pentru faptul că păstrează întrânsa izvorul cel mai presus de puterea al vieții, adică fecioria veșnică și mamă veșnică. Și atunci adevărul care judecă și descoperă toate rănile, va judeca și va descoperi și rănile acestor lifte care atacă sau, să spunem, sfredelesc temelia bisericii cu învățături greșite legate de fecioria Maicii Domnului. Spune că Maica Domnului este intermediara ipostatnică și maternitală, adică putere feminină, deci putere maternă, între Duhul Sfânt și om. De ce? Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, nu s-ar fi născut Iisus Hristos prin umbrirea Celui Preanalt. Deci Duhul Sfânt este, ca să spunem, mitrasul Fiului sau Cuvântului întrupat, dar este legătura ipostatnică între Tatăl și Fiul, de aceea spune și în crez, și într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcător. Iar în altă parte spune, ce s-a întrupat pentru noi și a noastră mântuire de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Deci vezi, Duhul Sfânt apare imediat intermediarul între această taină a mântuirii neamului omenesc. Ei, acești sectari sau acești dușmani ai bisericii sunt lipsiți de Duhul Sfânt. Ei nu au cum să înțeleagă legătura dintre Fecioara Maria, biserică, neamul omenesc și sufletul creștinesc, sau baia Sfântului Botez în moartea cu Hristos și învierea cu Hristos, decât prin calea Duhului Sfânt. Iar unde spune Apostolul Pavel că roada Duhului este dragostea, înțelegerea, pacea și toate celelalte, le rabdă, le iartă și așa mai departe, deci Maica Domnului ne întoarce de unde am plecat. Este cununa dogmelor. Ea încoronează puterea Sfintei Treimi și luminează taina Treimii. De ce? Este singura care a reușit să arate material
cum s-a zămislit Fiul din Tatăl și existența lui Dumnezeu din veac și cum s-a zămislit Adam fără de femeie și bărbat, cum s-a zămislit Eva fără de mamă și fără de sămânță, cum s-a zămislit Iisus Hristos fără de sămânță și numai cu mamă. Deci iată, un tată naște, o mamă naște. Unul fără de sămânță femeiască, unul fără de sămânță bărbătească. Deci ca să încheiem frumos, putem să spunem așa, că Duhul Sfânt n-a încetat să nască și n-a încetat să umbrească și n-a încetat să mai nască mame. De ce n-a încetat să mai nască mame fecioare? Biserica o altă mamă fecioară, prin pogorârea Duhului Sfânt peste cei 12 apostoli, a născut creștinismul. Deci iată biserica creștină născută din umbrirea Duhului Sfânt în chip de limca de foc. Și stătând ei la cinzecime, s-a auzit un vuiet mare și Duhul limb în chip de limca de foc s-a pogorât peste cei 12 apostoli. Deci iată, un al treilea mesaj, o a treia mărturie că Duhul Sfânt lucrează și naște fără de sămânță. Deci cum se spune frumos în scrierile Sfinților Părinți, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Am spus despre pogorirea peste vin și peste pâine, deci taina euharistică, care este de fapt înțelesul întregii mântuiri, fiindcă dacă nu s-ar fi pogorât Duhul Sfânt peste pântece de fecioară să nască Dumnezeu întreg și om adevărat și Dumnezeu adevărat, nici pâinea și vinul n-ar fi, cum spunem noi la rugăciune. Cred că acesta e prea curat trupul tău și prea scump sângele tău și nici de cum închipuire, cum faceți câteodată dumneavoastră și mințiți la spovedit că vi este rușine și luați sfintele cu nevrednicie, deci foc își ia omul și mănâncă și o sândă lui își bea din pahar, apostolul Pavel. Și mai departe, la buna vestire, cum spuneam altădată, fecioria s-a ridicat la cer prin Fecioara Maria, fiindcă ea căzuse din cer prin Eva. Deci pământul prin fecioară și prin cele trei stele în treita feciorie despre care se vorbește, se fac, de fapt, mesajul întregii dumnezeiri sau fața întregii creații. Duhul Sfânt vindecă rănile creației de la începutul facerii neamului omenesc prin căderea lui Adam și Eva, prin restaurarea în Duhul Sfânt, Dumitru Stăniloae. Și spune mai departe, de fapt, Fiul se întrupează în lume să o păstreze veșnic. Deci iată de ce este nevoie de întruparea lui Iisus Hristos în lume. Eu am notat aceste lucruri că n-am vrut să le pierd anapoda. Deci vrea ca lumea să o păstreze veșnic. Ce ne-ar fi folosit nouă dacă n-ar fi spus apostolul Pavel că Hristos este începătura celor întâi adormiți și dacă Hristos a înviat și noi vom învia, iar dacă Hristos n-a înviat, nici noi nu vom învia și credința ar fi zadarnică, Ioan Damaschin. Deci noi nu murim să putrezim ca floarea, ca copacul, ca iarba, ca frunza, ca pomul, ca animalul, ca orice fel din celelalte regnuri, mineral, vegetal și animal, ci murim ca să se samene într-o stricăciune și să răsară într-o slavă. Se va semăna trup pământesc și va ieși trup duhovnicesc. Deci, iată, vine transformarea, iar Fecioara rămâne veșnic mamă, adică Eva cea nouă care a venit să înnoiască viața morții. De ce? La înviere se spune acolo. Zice, unde ți este moarte boldul tău? Boldul morții era neascultarea și păcatul. Dar de ce? Pentru că Eva cea veche năștea prunci care mureau și stăteau în străfundurile iadului. În iad s-a întâlnit Hristos și cu Ioan Botezătorul, în iad s-a întâlnit și cu David, în iad s-a întâlnit și cu Avram și cu Isaac și cu Iacov și cu Isaia și cu Ieremia și cu Ageu și cu toți ceilalți proroci. Dar în același timp, prin învierea veșnică pe care o aduce Iisus Hristos, porțile iadului s-au sfărâmat, iar lumea s-a mutat din moarte la viață și totuși frumos spune, de pe pământ la cer. Dar ce s-a mutat de pe pământ la cer? Fecioria spirituală a minții în Iisus Hristos. Știu că vă doare stomacul, n-aveți ce face, trebuie să vă obișnuiți, numai cu povestioare nu ține. Deci trebuie să știți acest lucru. Fecioara Maria este mesagerul mântuirii neamului omenesc și nu elementul de tranziție. Deci ea nu este cum folosim noi un condensator sau folosim, să spunem, un stâlp de gard, că l-am pus că ține gardul. Nu. Ea este direct implicată în viața mântuirii neamului omenesc
prin acea putere harică care a primit-o prin binecuvântare. Puterea celui preanalt te va umbri, binecuvântată ești tu între femei, apoi Fecioara, rezumându-se la părerea de sine, și ajungem duminică, vom discuta despre lepădarea de sine, Fecioara șleapă de puterea de sine și intră în integritatea ei spirituală profundă, cum arăta marele pictor sau sculptor când a desenat sau ascultat pe un spic de grâu o porumbiță. De spicul de grâu, în realitate, n-ar putea să țină o porumbiță, s-ar rupe. Dar puterea Duhului Sfânt arată că puterile firești sunt depășite prin lucrarea celui preanalt, iar Duhul Sfânt a umbrit acest spic de grâu, care a născut grâul cel de taină, sau care a mulțit pe soarele dreptății. Deci, răsărita nouă lumina cunoștinței, răsăritul cel de sus, Hristos, soarele dreptății, și așa mai departe. Deci un lucru care vă rămâne în cap este acesta: cel ce nu cinstește pe Maica Domnului din punct de vedere liturgic, fiindcă este prezentă la fiecare liturghie, când se spune mai ales pe Preasfânta Curata, prea binecuvântata, ea coboară din cer în chip nevăzut cu oștile îngerești și stă în fața Sfintei Mese și privește cu același suspin în inimă de fiecare dată jertfa mielului ce ridică păcatul lumii împuns pe Sfântul Disp. Iar cine nu cinstește dogmatic Fecioară naștere după naștere și înainte de naștere, greșește și hulește împotriva Duhului Sfânt, și cei ce hulesc împotriva Duhului Sfânt nu li se iartă nici pe pământ, nici în viacul viitor. Îmi spunea cineva dintr-o întâmplare că a fost undeva și a auzit chiar într-o discuție între o întâlnire confidențială, nu întâmplătoare, între un preot ortodox și doi din ăștia de rituri sectare care hulesc, ei nu cred în Maica Domnului, la care se spunea între toate că zice noi putem și fără icoană sau putem și fără Maica Domnului, deci putem să ne înălțăm singuri, nu facem nimic singuri. Fără Fecioara Maria care să stăpânească peste patimile noastre prin puterea de rugăciune ce o adresăm, fără mijlocirea ei la Dumnezeu, fără respectul față de icoană, cum am spus, culoarea dă expresia transcendentalului, adică dincolo de gândirea umană, iar cuvântul dă valoarea cărții, noi nu putem trăi. Faptul că privesc o icoană, nu privesc, v-am mai spus, deci între idolatrie și iconoclasm e o diferență. Idolatria este, din punct de vedere gramatical, ție să nu-ți faci, deci iată, nu lui, ci ție să nu-ți faci chip cioplit în cer sau pe pământ sau nu știu ce, dar facerea și ieșirea arată destul de clar. Capitolul 26, 27 până la 32, lada de salcâm legată cu aur, heruvimii, asta mahrama sau cum se spune catapeteasma de mătase stacojie cu heruvim pusuți pe ea și așa mai departe, tablele legii, toiagul lui Aron, năstrapa, cadernița de aur, mana care au cules-o din pustie, deci sunt simboluri ale Bisericii Noului Testament și dacă vreți mai departe, urmăriți în Sfânta Scriptură și cum trebuia să fie înveșmântat arhiereul și cum trebuia să fie îmbrăcați leviții și cum trebuia să fie îmbrăcați cei ce slujeau la arderea de tot, cum trebuia să fie făcut jertfelnicul, ce fel de animale trebuiau să fie aduse. Ei, aceste lucruri n-au fost la întâmplare, ci au fost o umbră a celei noi. Iar cei ce pot să hulească icoana, cum s-a spus într-o expresie tot a cuiva, nu mi-aduc aminte cine, zice icoană, că luptătorii de icoane, cei ce au apărat icoanele, au fost niște fanatici. N-au fost niște fanatici. Și-au vărsat sângele pentru tezaurele ortodoxiei. Vorbind de iconoclast, doar în trei cuvinte putem spune așa: Hristos n-ar fi permis la Serafia sau Veronica să-i șteargă fața cu mahrama să rămână chipul imprimat, n-ar fi trimis lui Afgar, regele Edesei, chipul imprimat pe mahrama să se vindece de boala ce avea, evanghelistul Luca, mare pictor, n-ar fi pictat cele 12 icoane făcătoare de minuni, iar cum se spune în Paraclis, mute să fie buzele păgânilor ce nu se închină cinstite icoanei tale, zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ce se cheamă povățuitoare. Și spune acolo, pe născătoare de Dumnezeu sau pe născătoare de Dumnezeu, pe înainte mergătorul și toate oștile cerești. Este o cântare frumoasă la sfârșitul Paraclisului, niște imne în care, într-o cântări cinstind-o, deci toți o slăvim. Deci, fără Fecioara Maria, sau dacă vreți, fără o prezentare iconografică, și ca să vă mai fac încă un suport moral ca să înțelegeți diferența dintre o pictură de artă și o icoană, trebuie să o știți și aceasta.
Arta întotdeauna exprimă gândul artistului. Arta întotdeauna va exprima frumusețea carnală. Arta întotdeauna va exprima îmbinarea culorilor. Arta întotdeauna va exprima sensul dorit de cel care a pictat. Ei, pe când iconografia are legi sigure în care nu se exprimă carnalul, frumosul sau miraculosul sau lacrimogenul, ci se exprimă adevărata valoare de sfințenie, adică ochii Sfântului, fruntea Sfântului, lumina taborică, liniatura culorilor, veșmântația, simbolul veșmintelor, culoarea veșmintelor, vin să stăpânească universul pe pământ. De aceea spunem, biserica tale, slavei tale stând, în cer ni se pare asta. Iar iconografia nu este nici într-un caz idolatrie, ci este scriptura celor neștiutori de carte, iar cei ce n-au putut să citească din diferite împrejurări, dar au știut să privească în biserică cu smerenie și au regăsit în chipul icoanelor, deci nu cinstea lemnelor sau a culorilor, ci a găsit cinstea îngerilor sau a sfinților închipuiți pe ea, și în felul acesta s-a dat har și putere harismatică să existe icoane făcătoare de minuni. Alte acțiune stin la Sfântul Munte Athos, icoana Portărița, icoana Prodromița și așa mai departe, zeci de icoane și nu-i una, sunt 20, cred că, sau 30 de icoane, tot Sfântul Munte făcătoare de minuni, cu vechime istorică, dacă vreți, cu vechime bizantinologică, nu picturi cu friptură și mâncări alese și culori distinse și uleiuri parfumate, făcute în rame grozave aurite. Nu aurul sfințește jertfelnicul, ci jertfelnicul sfințește aurul. Nu expresia icoanei de la neamț îi dă valoarea facerii de minuni, ci impresia icoanei te face să crezi că este miraculoasă, fiindcă îți vindecă neputința sufletului atunci când o privești. Nu exprimă frumusețe, nu exprimă patimă, nu exprimă renaștere ca icoanele din apus al lui Michelangelo sau lui nu știu care, ci exprimă sobritate, demnitate și, în primul rând, te afirmă cu ochii că ești păcătos. Privind spre icoană, îți vezi neputința sufletului tău sau vezi goliciunea sufletului tău lipsită de virtuțile celui din icoană sau celei din icoană. De aceea spun, blestemat să fie creștinul care în casa lui nu poate să aibă icoana Fecioarei Maria sau se consideră creștin și alături de televizor, alături de cărți și biblioteci profane și sociale n-ar avea Sfânta Scriptură sau icoana Maicii Domnului și candelă. Știți că eu v-am spus de multe ori, nici nu spovedesc asemenea oameni. Cine nu poate să aibă icoana Maicii Domnului în casă, ăla nici în primul rând nu este fiul al bisericii. Se spune în vremuri îndepărtate că la un sinod iconoclast pe la secolul IV, Constantin Copronim, izgonitorul sau prigonitorul de icoane, a început să vorbească împotriva Maicii Domnului, la care mamă s-a să scoală din sala respectivă și spune, nu ți este rușine, împărate, zice, eu ți-am fost mamă cât te-am născut sau și azi îți sunt mamă? Sau dacă voi mai muri, nu-ți mai sunt mama ta? Și el s-a plecat rușinat și și-a înțeles greșeala. Asta nu înseamnă că nu mai fi prigonit mai departe icoane. Dar iată un mesaj veșnic prin care Maica Domnului se adresează neamului omenesc. Dacă am născut izvor de viață, dacă am născut lumină veșnică, dacă am născut pe nemurire, pe steaua cea purtătoare de lumină, cum să n-o cinstești? Fiindcă lumina stelelor de la Dumnezeu vine. Ei, Fecioara Maria și-a primit lumina de la soarele dreptății. Cum să n-o cinstești? Deci cei ce nu cinstesc pe Maica Domnului pot fi cu adevărat numiți blestemați sau eretici. Și spune că cel ce aduce blasfemie împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în cer, nici pe pământ. Deci când întâlniți sectari și vorbesc de idolatrie sau vorbesc de la adresa icoanelor, spuneți-le doar atât, frate, roagă-te în legea ta și Dumnezeu să-ți răsplătească după inima ta. Sfântul Spiridon la Nicea n-a făcut un milion de minuni, ci a spus filozofului încăpățânat, mută să fie buza ce vorbește neadevărul. Așa spune David în psalm, și-a amuțit pe loc. Deci iată minune cu care trebuie să facem dușmanii noștri care sunt împotriva bisericii să amuțească. Prin faptul că le demonstrăm că tezaurul ortodoxiei constă tocmai în aceste lucruri. Rădăcina patristică, și să știți un singur lucru, ce mi-a scăpat și trebuie să-l știți, Maxim Mărturisitorul, însuși isihasmul, însuși
Viața înaltă sau ascetică nu face altceva decât să cultive arta frumosului. Este lupta cu patimile uricioase care stâlcesc sufletul și este împodobirea cu faptele bune care îl fac să strălucească. Deci același lucru trebuie să facem și noi în viața de toate zilele, că așa am spus la botez. În Hristos ne-am îmbrăcat, în Hristos ne-am botezat. Deci nu există altă formă de unire cu Dumnezeu. Prea multe nu vă mai spun, că poate vă plictisiți, dar trebuie să vă rămână trei lucruri în minte. Praznicul Bunei Vestiri este vestea minunată că neamul omenesc a intrat în împăcare cu Dumnezeu. Praznicul Bunei Vestiri este vestea minunată că cerul s-a unit cu pământul și s-a împăcat. Praznicul Bunei Vestiri este semnul împăcării între Adam și Eva și Mântuitorul Hristos sau Cuvântul sau Îngerul de Mare Sfat. Și în același timp, praznicul Bunei Vestiri este, dacă vreți, mesagerul dărâmării iadului, surpării morții și împărăției celei veșnice sau zorile zilei celei de-a opta sau slava veșnică. Amin. Amin.